Bună ziua, bine v-am găsit la Șifonierul cu Whisky. Astăzi încheiem seria Amahagan cu Edition Number 5. Ultima expresie din această gamă, ultima care a apărut. Cine știe, poate vor mai apărea și altele. Provine de la distileria Nagahama. V-am spus tot, iar repet, poate devin plictisitor, că tot spun. Urmăriți primul episod dedicat acestui brand Amahagan Edition Number 1, unde am spus totul despre distileria Nagahama, despre faptul că este cea mai mică distilerie din Japonia, doar 40.000 de litri de numeic pe an, cele mai mici pat stiluri 1000, pat stilul de oaș 500, cel de spirit și doar 26 de metri pătrați. În episodul trecut am pus și o poză cu cum arată, de fapt sunt 3 pat stiluri în spatele unui par, ați văzut în episodul trecut. Acum, referitor la ăsta, v-am spus ce înseamnă wall malt, termenul de wall malt, amestec de single malturi de la cel puțin două distilerii din două țări diferite. Da. Astăzi încheiem cu Amahagan Edition Number 5 cu finish în sherry. Discutăm mai încolo despre această expresie, care e destul de scumpă, dar vă spun mai încolo de ce e destul de scumpă. În primul rând trebuie să le mulțumim celor de la Luxury Goods Import din Timișoara, importator cu, și distribuitor la noi în țară cu exclusivitate pentru produsele de la Nagahama. Și aici este o mică discuție. Vorbeam zilele trecute cu Răzvan de la Luxury Goods și mi-a făcut o mică observație, în sensul că am spus în episodul Edition Number 2, Amahagan Edition Number 2, referitor la acel wall malt cu finish în red wine, în butoaie care a fost vin roșu, am spus că la noi în țară se găsește Amahaganul, wall maltul de la 1 la 5, dar nu știu dacă pe viitor se va găsi single malt de la Nagahama. Și mi-a făcut o mică observație că se găsește la ei, la magazin. Și aici am stat așa, în dubiu, în sensul că eu m-am uitat pe site-ul vostru, firma Luxury Goods Import, și nu este trecut niciun single mod de la Nagahama. Nu și-au actualizat oamenii site-ul. Dar pe magazinul lor de desfacere, la magazinul lor de desfacere, și anume 24 Drinks Timișoara, este trecut la vânzare. Eu, în general, nu mă uit pe magazine, mă uit la site-urile firmelor de import și distribuție la noi. Deci, este și vina mea, este și vina lor că am spus eu că nu se găsește single malt Nagahama de la noi. Și apoi hai să o luăm așa, pe de-a drept, pe față. Măi, o piață ca România, păi înseamnă că noi suntem privilegiați, bă, frate. Dacă avem parte de single malt de la Nagahama. Câte expresii Nagahama găsiți voi în Europa? Foarte puține. Foarte puține. Și stau și mă întreb cum au obținut cei de la Luxury Goods și respectiv magazinul lor de desfacere 24 Drinks nu una, ci două expresii de single malt pentru noi, pentru a fi la noi în țară, când noi avem piața praf când vine vorba de whisky. Stau și mă întreb cum au obținut. Simplu, sunt exact aceleași expresii care sunt și la Maison de Whisky, exact același, sunt single cask-uri, cask strength, exact același număr de butoi, 192 parcă și 313,
sper că am reținut corect, 192 sau 193 și 313, exact aceleași expresii din același butoi single cast, cast strength, care se găsesc la la Maison de Whisky, se găsesc și la 24 Drinks Luxury Goods Import. Pentru că sunt pe filiera franceză. La Maison de Whisky sunt importatorul, să-i spunem, cu exclusivitate pentru Europa de la produsele Nagahama și normal cei de la Luxury Goods, având contract cu La Maison de Whisky, v-am mai spus, de la La Maison de Whisky pleacă totul în Europa. Și exact aceleași lucruri. Și zic, băi, deci am ajuns noi, o țară, o piață praf. Când vine vorba de whisky, sau când vine vorba în general de băuturi, să avem aceste două expresii, single cask, cask strength, de la Nagahama, de la cea mai mică distilerie din Japonia și artizanală. Și aici iar o lungesc în discuții. Și hai să încep discuția aia. Ce faci? Am învățat un pic. Hai să vedem cum o luăm, cum luăm chestia asta. În primul rând, aceste sticle sunt foarte scumpe. Cei de la Luxury Goods sau 24 Drinks le vând la un preț, la cel mai mic preț, după părerea mea, din Europa, pentru că în Europa sunt mult mai mari. Undeva la, pornind de la 260 de euro și ajungă la peste 300 și ceva de euro sticlele, sticlele de jumătate. E adevărat, sunt single cask strength. Cei de la Luxury Goods le pun la cel mai mult, cel mai bun preț, după părerea mea. Și hai să văd cum o iau. Dacă noi, să spunem, eu, de exemplu, sau Otilia, eu și cu Otilia, că amândoi punem bani când ne cumpărăm whisky, mai mult. Dacă noi ne permitem single malturi artizanale, noi europeni, ne permitem single malturi artizanale din Anglia, din Irlanda, din Scoția, de peste tot din Europa, Belgia, Franța, țările nordice, ne permitem. Deși sunt date la un preț mai mare, ne permitem încă. Dar noi, să zicem ăștia, cu un nivel mai mic de... ăștia cu nivel mai mic, e aiurea spus, băi, care e ideea? Whisky-ul japonez, dacă este artizanal, vine în Europa la dita mai prețul. Deci nu e de ajuns că single, de-abia ne permitem single malturi non-age în Europa. Dacă mai sunt și cu ani, nu ne mai permitem. Dar single malturi artizanale, japoneze, în Europa, greu. Costă. Costă de vă sparg. Și de asta spun, prețul va fi mare, dinainte vă anunț, dar cei de la 24 Drinks și Luxury Goods îl bagă, după părerea mea, la cel mai mic din Europa. Hai să vorbim despre cele două expresii care se găsesc și la noi. Începem cu cea mai ieftină. Nagahama Single Malt de la Nagahama Single Cask Strength 100, numărul 192 sau 193 al butoiului, nu mai ține exact minte. Este cask strength la 61,9%. Asta e, că dacă n-am nimic de citit, eu spun chestiile astea din memorie. 61,9% alcool. Distilată în 2018, îmbuteliată în 2021, deci 3 ani. Deși nu sunt obligați japonezii să fie la maturare cu whisky-urile la 3 ani, iau vârsta de 2 ani prin lege, au lăsat 3 ani ca să fie ca scoțienii. 2018-2021, prima first fill ex bourbon, deci de asta și vă spun Otilia acuza. First fill ex bourbon, culoarea destul de închisă, pentru că este first fill. 314 sticle.
Având în vedere că butoiul este undeva la 200 de litri maximum, că atâta este un butoi de bourbon, s-au obținut 314 pentru că sticlele sunt de 500 de mililitri. Prețul, undeva la 1170 de lei. Știu că râdeți, dar, măi, gândiți-vă, la 24 Drinks ăsta este cel mai bun preț, cred că, din Europa. La chestia asta, pentru că este single malt de la cea mai mică distilerie din Japonia, da, artizanal. Nu e de ajuns. Mă, uite un lucru pe care îl apreciez. Știu că sunt prețurile mari, dar un lucru pe care îl apreciez la distileriile astea noi apărute în Japonia, care au apărut, cred că 10-12 în ultimii 13-14 ani, spre deosebire de marile distilerii, Yamazaki, Hakushu, Yoichi și Miyagikyo, Chita, când vine vorba de grain, pilonii ăștia ai Japoniei, care nu spun niciodată nimic. Dau volum alcoolic, eventual dacă e vreun finish în sherry, spun acolo, finish sherry și atâta vă dau. E, ăștia, noile astea, micile distilerii care au apărut acum în Japonia, vă dau totul. Vă dau totul, vă explică totul. Pe spate, pe cutie, distilat în nu știu ce perioadă, îmbuteliat nu știu când. Tot. Da? Nefiltrat la rece, culoare naturală. First Felix Bourbon, heavy peated. V-am spus că cei de la Nagahama fac toate tipurile de new make, adică unpeated, light peated, peated, adică medium peated și heavy peated. V-am mai spus de atâtea ori pe canal că whisky-urile peated în general se beau mult mai ușor comparativ cu whisky-urile unpeated când sunt tinere, da? Deci la 3 ani în Nagahama este echivalentul a 5-6 ani în Scoția. Când l-am pus episodul Amahagan Edition Number 1, v-am pus o poză cu distileria și ați văzut palmieri în jurul distileriei. Deci este o climă subtropicală spre temperată. De asta, 3 ani acolo înseamnă echivalentul a 5-6 ani. Și următoarea expresie, care se găsește tot la noi, la 24 Drinks Luxury Goods Import, este cu maturare în Mizunara. Costă 1290 de lei, adică 12.900. Hamă, nu te mai strâmba atâta. Astea-s prețurile. Pentru chestiile artizanale. Ai văzut că prețurile din Europa pentru artizanale sunt uriașe, dar păi din Japonia. Gândește-te că ăștia... Nu te mai strâmba atâta. Gândește-te că ăștia 80% din single maltul lor îl bagă în acest lucru, în maltul Amahagan, și au foarte puțin single malt pentru vânzare, care este single cask și cask strength. Mai eu sunt un necunoscător până la urmă. Un om e adevărat, e preț uriaș, dar e raritatea. Nu cunosc piața. Îți dai seama că dacă ar fi fost la review, ar fi fost cu un punct scăzut, fără probleme, da? Dar... Tot e șocant un pic. Dar eu îmi fac datoria, ca întotdeauna în ultimul episod, să expun toate expresiile care se pot găsi de la da, omul să fie în temă, adică poate da. Unul care vrea să ia. Întotdeauna așa închei o serie, dacă ați observat. Și costă 1290 de lei, în străinătate este și mai scump. Tot așa, sticla de jumătate este single cask, cask strength, butoi, first fill, Mizunara. Da? Stejarul acela rar. Acum, sunt 388 de sticle
sticlele sunt de jumătate, deci de asta sunt mai multe sticle. Și vă întrebați, poate vă întrebați voi, păi de ce doar cu 10% mai scump? Pentru că e mizunarea, că ne-ai spus că mizunarea costă. De ce este cu doar 10% mai scump decât First Fill by X-Bourbon? Ăla costă 1170, ăsta costă 1290, deci cam cu 10% mai scump. Ar fi trebuit să fie mai scump, pentru că stejarul de mizunare costă de tendoaie. Nu este mult mai scump, pentru că sticle mai multe, 388 de sticle, și doi la mână este la doar 51,1% alcool, deși cask strength. S-a pierdut foarte mult volum alcoolic în 4 ani. Am uitat să spun 2017-2021, deci 4 ani, echivalentul a vreo 7-8 ani în Scoția. Și este doar peated, nu heavy peated. Asta îl face să fie la un preț apropiat de cel în First Fill X-Bourbon, pentru că s-a pierdut foarte mult volum alcoolic. 388 de sticle peated. Cam asta este cu sticlele care se găsesc de la noi. Suntem privilegiați noi ca piață, deși nu știu cine o să cumpere de la noi. Vă spun sincer, cine să cumpere de la noi? Pentru că noi avem, un nivel de trai, o putere de cumpărare foarte scăzută. Unul la mână. Și chiar dacă am fi avut o putere de cumpărare ridicată, noi suntem praf ca educație. Unul de la noi, dacă are bani și sparge 300 de euro pe o sticlă, cu siguranță el își ia nu știu ce Johnny Walker în decantor sau nu știu ce Macallan de 18 ani sau nu știu ce mai. Pentru că prin asta arată statutul lui. Și vorbeam cu Răzvan de la Luxury Goods și spunea că are 20 de sticle pentru România. 12 dintr-o expresie și 8 din altă expresie. Și stăteam așa și mă gândeam și spunea, se plângea că sunt prea puține. Și nu i-am scris nimic. Am zis, acum spun în față. Cine să cumpere Răzvane de la noi? Cine să cumpere, mă? Cine, mă? Poate ăștia la o degustare la whisky, nu știu de care, sau 3-4 oameni care pun bani pentru o sticlă și își împart, sau un grup de miniaturi, pun 500 de mililitri, cât înseamnă 500 de mililitri, 50, adică împărțit la 10, 120, 130 de lei. Am zis bine, 120, 120, 130 de lei. Cine să cumpere multe? Cine, dacă nu există educația la noi? Cine să cumpere? Și îi spun acum, public, exact cum mi-a și spus el. Și exact cum am mai vorbit cu oameni din industria asta. Ei vând în străinătate. Oamenii din țările respective, din Occident, din Vest, vând. Importatorii și distribuitorii, magazinele, vând tot. Și apoi, oamenii, consumatorii din Vest, se orientează către Europa de Est. Și aici o să vindeți. Aici o să vindeți. În sensul că o să vă cumpere occidentalii sticlele, că nu se mai găsesc la ei pe piață și vi le cumpără vouă. Hai să mai expun din memorie și alte două, trei expresii, pentru că mi-am zis că poate fac un episod la monitor să vă expun toate expresiile de la Nagahama, Fumahagan și... Nu, n-are rost, pentru că sunt pentru Japonia. Sunt cu exclusivitate pentru Japonia. Pentru ce să vă expun eu vouă toate lucrurile alea când nu le puteți cumpăra?
fac eu conversia în din ieni în în euro. Dar degeaba. Pentru că ajung la un preț mult mai mare. Nu se găsesc în Europa. Pentru ce să expun eu lucrurile alea dacă nu se găsesc în Europa? Dacă vreți să vă faceți o comandă, 80-90 de euro este shipping-ul din Japonia. Pentru ce să vă luați un whisky de 70 de euro și plătiți 85 de euro drumul? Unde ajungeți? Așa că nu are rost. Așa că o să expun din memorie lucrurile care se găsesc, pe care le-am văzut la noi în Europa, deci pe lângă alea două expresii expuse mai înainte, care se găsesc la noi în țară, să expun și lucruri care se găsesc în Europa. Un Nagahama Single Malt Cask Strength este un French Oak Quarter Cask. Ok, hai să analizăm. French Oak, clar, stejar francez. Francezii, în general, își maturează vinurile în stejarul lor. Bănuiesc că butoiul de vin o fi avut 250, 260, 270 de litri, nici nu știu. Quarter cask înseamnă pe sfert. Deci când spuneți quarter cask de bourbon, 50 de litri. Când spuneți quarter cask de sherry bat, 125 de litri. Aici ne gândim la 60-70 de litri când spunem quarter cask de French Oak. Distilat în 2017, îmbuteliat în 2022, este cel mai bătrân single malt de la Nagahama, 5 ani, echivalentul a, să zicem, 10 ani în Scoția, 9-10 ani, plus maturarea ultra intensă, pentru că în 60-70 de litri, v-am mai spus, cu cât e contactul mai mare al whisky-ului cu lemnul, cu atât se accelerează maturarea. Cred că este echivalentul a 13-14-15 ani în Scoția. 54,2% alcool. Bineînțeles, nefiltrat la rece, culoare naturală. Doar 161 de sticle, închipuiți-vă că sticlele sunt de 500 de mililitri. Asta înseamnă echivalent, dacă ar fi fost la sticle de 700, undeva la 110-120. Maturarea este accelerată, este pitted și costă undeva la 330 de euro deocamdată. Apropo, ăstora, că mă gândeam, fac o pauză acum că mi-am adus aminte, că spuneam cine să cumpere la noi. Păi băi, la noi nici măcar bișnițarii nu cumpără așa ceva, că astea se cumpără în străinătate pentru a fi bișnețereală, că sunt Nagahama date la 3, 4, 500 de euro, 600, 700, 800 de euro. La noi cine? Că noi nu avem cultură. Cine să cumpere? Că noi nu știm decât Macallan. Macallan. Macallan, ca să mă exprim pe limba cocalarilor. Cine să cumpere, mă, la noi? Și altă expresie pe care am găsit-o, să zicem, pe piața europeană este, așa un pic o ciudățenie, este tot single cask, cask strength, este la 3 ani, apare ba distilată în 2017-2020, îmbuteliată ba 2018, ba 2021, îmbuteliată ba 2019-2022, întotdeauna apare la 3 ani. Și e un pic stranie. În sensul că dau un exemplu acum care vine în memorie, 2017-2020 este la 56,2% alcool cask strength după 3 ani. Este single cask, deși implică două butoaie. V-am mai spus că puteți fi single cask chiar dacă aveți și 7-8 butoaie implicate, contează să fie numeicul din același numeric, același batch, băgat în aceeași
în același butoi și eventual treci whisky-ul care a stat la maturată în primul butoi, în următor butoi și în următor butoi, fără să amesteci cu altcineva. Deci e ca și cum, să spunem, voi ați avea 10 locuințe. Da, voi sunteți aceiași oameni, dar vă mutați în 10 apartamente în decursul a 10 oameni, în 10 ani sau, da, nu vă amestecați cu alți oameni, asta vreau să spun. Înțelegeți ce vreau să spun, da? Deci asta înseamnă single casc. Important este să fie același numeric și cu aceeași primă maturare și apoi îl puteți trece, fără să amestecați cu altceva. Această expresie costă cam 280 de euro, este single cask, 3 ani, French Oak, butoaia de vin în care a fost un vin japonez, prima maturare și apoi este trecută în a doua maturare, Swedish cask. Și stau așa și stați așa și vă întrebați ce dracu înseamnă Swedish cask. Așa m-am întrebat și eu la început. Am zis că este stejarul din Suedia sau ceva de genul ăsta. Nu. Este butoi în care a stat vin suedez. De alții au zis. Sunt varză când vine vorba de vin. Nu mă pricep sub nicio formă, toate cunoștințele mele referitoare la vin sunt datorită whisky-ului, teoretice, atâta tot. Nu mă pricep și nu-mi doresc a bea vin, nu îl suport, organismul meu îl respinge, ăsta este felul meu de a fi și cu asta basta, nu stau să mă justific acum. Dar din câte știu eu, au început țările nordice să aibă și ele vin. Deci mi-a venit să cred. Că am auzit de vinuri din Finlanda, vinuri din Suedia. Sunt la... din aia, mă, cum se numește, mă? Nu știu. Unde se țin legumele? Seră, mă. Seră, mă, da. Deci sunt la seră făcut struguri și apoi iau o parte din struguri din țările mai sudice și le amestecă mustul cu mustul lor și deci dacă au ajuns și suedezii să facă vin și asta este a doua maturare, deși este single cask, repet, se poate numi single cask, trece același new make, același whisky în celălalt butoi în care a fost vin suedez. După ce a fost butoiul de vin în care a fost vin japonez. 501 sticle, deci destul de multe sticle, pentru că na, butoaiele sunt mai mari. Non-pitted, unpitted, undeva la 280 de euro. Prețuri foarte mari, dar v-am spus de ce prețurile sunt foarte mari, pentru că avem de-a face cu ceva artizanal și pur și simplu, pe lângă faptul că distileria asta este cea mai mică din Japonia la 40.000 de litri de numeric pe an, 80% din ceea ce produce merge către Amahagan. Da? Deci au extrem de puține sticle. Și vorba aia, raritatea costă. Asta este în whisky. Raritatea costă. Hai să vorbim și despre expresia de față. Ca să nu mai fungim. Edition number 5 a apărut anul trecut. ...47% nefiltrată la rece, culoare naturală. Ne omoară sherry-ul ăsta. E cu finish în sherry. Bă, frate, n-am un puțin rău. Uite, îmi dau acum pe picior și să vezi cum îmi pute piciorul acum a sherry. Hai să vă dau niște date. Finish-ul este în sherry.
Este scumpă, costă cam 510-515 lei sticla mare. Odilia a pus, cred că, poza deja. Prima maturare este în First Felix Bourbon și apoi finish-ul bănuiesc de între 6 luni și un an în butoaie de sherry. Și vă întrebați, de ce costă atât de mult? Adică se amestecă single malturile de la single maltul de la Nagahama cu single malturile scoțiene, da? Care sunt ținute și ele la maturare în Nagahama. Și apoi finish-ul de 6 luni, între 6 luni și un an, nu știm. Este doar supoziția mea, între 6 luni și un an. De ce costă atât de mult? Pentru că vârsta. Este anul trecut apărut, asta înseamnă că avem single malt de Nagahama de 5 ani, cu single malturi scoțiene de aproape 8 ani. V-am spus, cred că de 4 ori pe până acum, de ce punctul de referință pure maltul de 8 ani de la distillerie, de la fabrica de bere Nagahama. Ăla este punctul de referință, fabrica de bere a scos acea expresie în 2021, a numit-o pure malt, nu a numit-o old malt, deci e clar că este amestec de single malturi scoțiene dinainte ca distileria să existe cu 3 ani, da? Deci avem distilate. Deci, prin supoziție, avem single malturi de 8 ani amestecate cu single malt de la Nagahama de 5 ani. De asta costă 515 lei, pentru că, sau 510 lei, 105 euro, cam ăsta este prețul mare, pentru că avem la greu băgat single malt de la Nagahama. Și asta costă artizanal japonez. Cam atâta. Cred că v-am înnebunit destul. Hai să mergem și la degustare, miros și apare și eu. Ia să vedem ce avem noi aici. Deci da, ăsta era mirosul, ți-am zis. M-a pornit din prima vez că pusese asta invers. Deci m-a pornit, dar nu se poate. A fost așa, ca o adiere. Închețată de vanilie. Mhm. Cu nuci. Și cu un pic de zmeură. Da, un pic, undeva în spate. Nu ți se pare? Nu, nu se mi se pare, dar fiecare se simte, se simte acelea. Băi, de-aia, prea suntem două persoane, măi, ca să ne spunem părerile. Ce simți tu, nu, e la fel cu ce simt eu și invers. Smochine uscate. Curma ales smochine, prune chiar, un pic prune uscate, zaharisite. Da. Cu notă ușor de cafea. Zahăr scurțișoară. Mă rog, presărat peste prunele alea uscate, știi? Munci prăjite verzi. Nu știu cum miros alea. Exact așa cum am spus. A, tu știi că tu ai mirosit. Ciocolată albă. Mere, pere în zahăr. Sata aia de vanilie mă sparge. Poate o tentă de baclava. Baclava, sirop. Mi-am terminat astea ce le-am scris. Acum văd să simt ceva pe lângă. Și parcă simt baclava cu trandafir, nu știu, cu apă de trandafir. Sirop de trandafir. Din ăla ce-l amesteci normal cu apă, da. Știi, dar simplu poți pune și foarte, foarte zdrobitor mirosul. Mm-hmm. Deci e un parfum pur. Da. Foaia de baclava imbibată în trandafirul ăla. Da, la bestu se simte și mirosul ăla de aluat. Mhm. Simți aluatul în spate. Da,
am luat o raznă cu simțurile astea. Simt acum amigdale cu zahăr, cu cremă de zahăr ars. Caramelizată, mă, vrei să zic. Deci amigdale, da. Uf, super miros, super. Da, asemănă un pic cu caramelul ăla din batonul ce mai e în frigider, știi? Că ăla e cu alune, cu migdale. Ăla miroase a contrafăcut. Crema, mă, omule. Hai să mergem. Da. Hai să vedem. Cremos, 47%, orice pe gât, de nu se poate. Dulce. Un pic de ardă totuși, un pic îmi coboară, simți aici. Pe tine. Păi mai, stai puțin, eu n-am toleranța ta, nu am palatul tău gustativ și nici esofagul. E palatul. Foarte mucos, migdale, nuci verzi. Da, și din nou nota aia, un pic de caprifoi, nu știu, am eu obsesie cu ori, planta asta. Nu are un pic. Biscuiți cu cremă de cireșe. Plăcintă cu cireșe și frăguță. Da, te gândești la patiseria aia din copilărie și napolitane și bomboane și chestii, nu știu. E desertos un pic, sau... Nu. E. Dar notițele astea mi le-am luat acum 2 săptămâni. Hello, ți se mai schimbă opțiunile, pentru că el se deschide. Odată ce l-ai deschis sticla aia, n-am mai băut aer. N-am mai băut whisky de 2 săptămâni, am făcut pauză fără să beau whisky. Cam băut eu bere aia altă treabă. Lasă că ai gustat verdele ăla de aseară, un pic. L-ai verificat. Foarte puțin în 2 săptămâni, cu cât faceți pauze mai mari, cu cât vă abțineți de la whisky, de la rom, în cazul nostru de față, cu atât... Dar cu atât mai mult îl cunoști, cu cât îl lași... Cu atât simțiți mai multe lucruri, nu știu, așa. Da, îi descoperi și alte chestii, în final. Hai să vedem, finish. Încă n-am terminat. Pâine prăjită cu unt, cu jeleuri. Deci am pâinea mai prăjită... Mai cu marmelada vrei să nu, zici. Nu, jeleuri. Torn untul și pun jeleuri peste untul ăla topit și peste pâinea prăjită. Da. Și mirosul ăla ușor de prăjit. Poate fi și biscuită ușor prăjit. Nu mai repede, așa-l simt. A luat de biscuită un pic. Nu e atât de dulce. Mă, nu neapărat un biscuit de la dulce să te leșine, sunt biscuiți ușor buni. Eu simt pâine prăjită. Dacă tu simți biscuite, este foarte bine. E asta simți tu. Da, măi, spun ce simt eu, tu spui ce simți tu. E simplu. Foarte interesant mirosul. Mirosul și gustul. Interesante mirosul și gustul. Dar... ok, acum trebuie să-ți dau iar dreptate. Acum simt că mă arde puțin pe gât. De-abia acum. Sec. În sfârșit îmi dai și mie dreptate. Ți-am mai dat dreptate de mai multe ori. Da, știu. Sec. Încă o dată îmi dai și mie dreptate. E bine? Finish. Scorțișoară. E mediu sau lung sau mediu lung sau scurt? E lung. Chiar. E mediu lung. Da. Acum la finish o să râdeți de mine, dar na, fiecare cu... Băi, fiecare om cu gusturile lui, nu poți să te faci în gusturile și în părerile omului. Cel puțin nu în momentul ăsta. Mă scuzați. Finish. Bomboane, chip. Și cafea. Și cafea, dar chip. Bomboanele chip. Amestecate prin cafea. Știi ce... Da, am mâncat destul de recent. Mi-am luat o cutiuță la serviciu. Există? Mai există? Da, cum să nu o găsești în Mega Image. Chip? Bomboanele chip alea din copilărie? Ia două
afară, că n-am luat toate așa acasă, n-am mai ținut mintea. Și am o cutiuță la serviciu. Mai ciucuresc așa din ea, câte puțin. Deci, multe dintre dulciurile copilăriei le găsești la Mega Image, reinventate. Bine, nu fac acum publicitate, dar mă rog. Băi, nota este așa. 90. 90 este un whisky mare, bineînțeles o să scad un punct pentru preț. Preț? Dar e mare, e băiat. E 89 nota finală, pentru că scad un punct. Trăgând o linie acum din această gamă de 5, cea mai mare notă a luat-o cel cu finish în butoi în stejar, Mizuna. 91-90, am dat 89-90. Nota finală. Ăsta este pe locul 2. Este cel mai bătrân din întreaga gamă. Și cel mai mult care îți place dintre toate? Păi am spus Mizunar. Dar ăsta ce are? Că ăsta e pe locul 2. Nu. Vezi tu... Mie și unul mi-a plăcut. Mi se pare că e un pic mai abrupt mai agresiv un pic. Da. Mizunara este practic un lapte. E mai echilibrat. E cum îmi place mie să zic, e mai rotund. Ăsta te cam lovește un pic așa. Ăsta este pe locul 2, deci Mizunara... Mizunara e mai feminin. 89. Nu e mai feminin. Mai feminin. Deci, comparativ cu ăsta, zic. Ăsta este un pic ușor mai comun. Mizunara era ceva special. Ăla de data de number 3, edition number 3. Ăsta este pe locul 2 din întreaga gamă, la 89, adică 90 de puncte și scăzut punctul pentru preț cu 89. Apoi urmează ăsta între 88 și 89 cu finish în butoi de vin roșu. Da? I-am dat între 89 și 90 și apoi urmează clasicul. Asta, la 88, el e de 89, de-aia riscat un punct pentru preț 88. Și ultimul, cel în Sakura, cu finish-ul în Sakura, adică în butoi de lemn de cireș, căruia am dat 88, a fost, să spunem, foarte... Sakura, mi se pare că ori îi place, ori nu îl place. Nu. 88 e o notă mare. Nu, dar mă refer în general, el ca stil. Ori îl place, ori nu îl place. Nu există cale de mijloc, nici la finish-ul ăsta. Sau maturare în Sakura. Ori îți place, ori nu îți place. Mie îmi plac toate lucrurile, măi. Îmi plac toate lucrurile, doar că mi s-a părut un pic prea apus. Da. Dar o notă mare. Nu, 88 de puncte, da. Minus un punct pentru preț, da, 87. Și la dumnealui? Dumnealui este de... 90, dar îi scădem un punct. 89. Un whisky mare. Concluzia. Da. Mare, mare. Dar 90 de puncte, scăzut un punct pentru preț. Între mare, spre mare. Hai. Cam atât. Pa, pa.